această expoziție are deja în urmă cei 9 ani de experiență. Așa cum vedeți, nu este formidabil de mare, dar este cochetă. Avem o echipă care a tras tare ieri și a adus-o să arate așa cum este. Vreau să vă spun că Asociația Prahova a columbofililor UCP a avut anul trecut, în anul competițional 2019, 1800 de membri organizați în 34 de cluburi împrăștiate pe tot teritoriul județului. Și zic eu că au participat la concursuri, după fișele de start, în jur de 60.000 de porumbei, pe zone, împrăștiați pe zone. Performanțele deosebite la nivel național ale porumbeilor noștri, care sunt aici, ar fi în jur de 41 de campioni naționali. Avem la câteva categorii primele 3 locuri, 1, 2 și 3, și pot să vă spun că din totalul de premii decernate de Uniunea Națională, în jur de 25% sunt venite la columbofilii din Prahova. Deci ceva deosebit pentru noi columbofilii, și încep cu doamna, cu doamna subprefectuță. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi. Avem pe domnul primar, care tot timpul, domnul vice. Deci domnul primar Sandu al Comunei Păulești, care ne sprijină în mod constant. Și avem și un domn secretar de stat, domnul Rădulescu Dragoș. O să-i rugăm pe fiecare să-și spună opinia, și președintele Uniunii. Da, nu vi-l mai prezint. Și am să vă rog, începând cu dumneavoastră, doamnă, și vă mulțumim de suflet că ați fost alături de noi. Sunteți prima femeie care participă. Mi-au tăiat microfonul. Mi-au tăiat deja? Nu. Femeie care participă și ne bucurăm foarte mult. O să vă rugăm să spuneți o părere de, așa, de om din afară, că probabil nu aveți nimic comun cu porumbei. Bună ziua și la mulți ani, primul rând. Pentru invitația la acest eveniment important pentru dumneavoastră. Sunt încântată de ceea ce văd aici, ca nespecialist fiind. Este totul foarte bine aranjat, cred că n-am mai văzut până acum. Spun că acest eveniment este important pentru dumneavoastră, pentru că ați reușit să creați o structură de 2000 de oameni care prin muncă și pasiune să aibă performanță. Performanță care conduce la promovarea județului Prahova, lucru pentru care eu vă felicit din tot sufletul. În concluzie, vreau să vă asigur de sprijinul nostru. Știu că aveți nevoie de mai mare implicare din partea noastră, autorităților, consilii locale, consilii județene. Eu vă asigur de sprijinul instituției prefectului Prahova atât cât este posibil legal, că omenește, asta este sigur că o voi face. Vă mulțumesc încă o dată, vă felicit, un an bun, dacă nu la fel de bun, dacă nu mai bun, cel puțin la fel de bun și cu performanțe la fel. Vă mulțumesc și să aveți spor. Domnul primar. Și eu, bună ziua. Pe mine mai mă cunoașteți o parte din dumneavoastră, pentru că suntem la al treilea eveniment pe timp de iarnă, care îl ținem în această sală cochetă și frumoasă. Mulțumesc și eu întâi președinților de filială și organizatorilor și tuturor celor care s-au pus amprenta în a construi această sală, în a construi acest eveniment, pentru că e foarte important atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Eu am în Comuna Păunești aceste două evenimente care țin cu dinții de ele, pentru că e păcat dacă le-am pornit să nu mergem mai departe, și vă spuneam de două evenimente. Pe timp de vară am un băiat care se ocupă de livada cu cireși, de cei care au biciclete și care fac curs de la cel mai mic până la cel mai mare.
undeva în luna iunie și chiar sunt mulțumit pentru aceste că se țin la Păunești. În concluzie, mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest eveniment, mulțumesc și pentru invitația, atât pentru mine, cât și pentru domnul viceprimar și vă doresc succes în continuare. Am mulți ani și vă aștept în fiecare an aici la Păunești. Bună ziua, la mulți ani! Inițiativa este lăudabilă din punct de vedere al Ministerului Educației, în care eu ocup funcția de secretar de stat, consider că putem face mai mult, putem avea în vedere, de exemplu, în cadrul săptămânii altfel, o apropiere a elevilor, a tinerilor de această zonă și din acest punct de vedere mulțumesc și prietenului meu Ioan Onofrei, pe care îl cunosc de mulți ani, îi cunosc pasiunea pentru că s-a implicat în organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc! Vă spun bună ziua și bine v-am găsit la expoziția județeană Prahova. Mulțumim pentru prezență autorităților locale și județene, cât și doamnei subprefect și domnului ministru secretar de stat. Vreau să felicit organizatorii acestei expoziții și să vă spun la mulți ani tuturor prahovenilor. Vă felicit pentru rezultatele obținute pentru anul 2019 și aveți un bogat, o bogată zonă columbofilă. Vreau să spun că peste 1850 de crescători din județul Prahova, din totalul de 6500 la nivel național, sunt crescători din Uniunea noastră. Și asta înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea sportului columbofil din România. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și să vă felicit și să vă transmit toate cele bune și mult spor în sportul columbofil. Vă mulțumesc! Vă doresc și eu un an bun, sănătate, la mulți ani, succes! Și să ne vedem an de an sănătoși aici, împreună cu autoritățile. Și mulțumim foarte mult că sunt alături de noi. Încă o dată mulțumim.